Bună ziua tuturor, bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot, bine v-am regăsit oamenii mei dragi, voi face oroscopul săptămânii care urmează cu tarotul, bineînțeles, pentru Zodia Berbec, ascendent în Zodia Berbec, 17-24 februarie. Înainte de toate vă recomand să luați mesajele care vi se potrivesc, fiind o etalare generală. Haideți să vedem. Pentru Zodia Berbec, ascendent în Zodia Berbec, pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot, ce va aduce în viața dumneavoastră următoarea săptămână, ce fel de energii vor fi în săptămâna care va urma, ce se va întâmpla nou. Ok, haideți să vedem. Doi de bețe cu împăratul. Îmi spune că aici trebuie să luați anumite decizii în ce privește un trecut al dumneavoastră. Trebuie să reflectați în ce privește o decizie, în ce privește lumea, o schimbare în lumea dumneavoastră, în viața noastră de zi cu zi, în destinul dumneavoastră. Aici văd că e nevoie de a lua o decizie pentru stabilitatea dumneavoastră, pentru a aduce mai multă stabilitate financiară, pentru a aduce mai multă ordine și disciplină în viața dumneavoastră. Văd că aici în această săptămână va trebui să organizați mai bine lucrurile din jurul dumneavoastră sau în ce privește munca și încercați să reflectați, să planificați de a lua o decizie pentru mai multă stabilitate în viața dumneavoastră și în ce privește și o relație de cuplu care e o relație deja de ceva timp, sunteți în această relație și văd că reflectați în ce privește această relație. Aveți nevoie să luați o decizie pentru a aduce la progres în ce privește o colaborare sau relația noastră de cuplu. Nu de monede. Aici văd că veți avea parte de stabilitate. Veți manifesta, veți organiza lucrurile din viața dumneavoastră și vă văd că vor fi intrări de bani. Veți avea parte de stabilitate financiară și văd că e ca și cum lucrați în cont propriu, pe cont propriu și dumneavoastră trebuie să organizați bine lucrurile. Sunteți un lider, cu alte cuvinte, și văd că puterea e în mâinile dumneavoastră și poate unii dintre voi chiar vă gândiți la familia de origine sau undeva peste hotare, vă gândiți la un loc de îndepărtare. Vă gândiți la acest lucru și văd că faceți planuri pentru poate într-o zi să vă întoarceți acolo sau faceți planuri într-un viitor să începeți un nou proiect. Da? Și văd că în această zi nouă de monede aici îmi spune că veți avea parte de intrări de bani și nu numai, vă veți lua un moment de pauză, văd că veți fi foarte echilibrați și vă veți simți foarte bine singuri, cu propria persoană. Unii dintre voi poate doriți să faceți o schimbare, poate în casa dumneavoastră sau de lux sau în ce privește corpul dumneavoastră fizic, în ce privește garderoba. Văd că vă veți odihni, veți avea momentul și de a vă odihni și văd că sunteți o persoană care în această săptămână vă veți găsi echilibru și ce privește mental și în ce privește sănătatea. Și optul de monede îmi spune că aici văd că veți munci sau veți studia, veți aprofunda mai bine un loc de muncă, veți fi foarte atenți la detalii. Sunteți acolo cu mintea și cu... Deci e ca și cum sunteți axați pe muncă și văd că veți primi premii. Vi se vor face recunoscute meritele.
Dar văd că veți face drumuri și în ce privește aceste drumuri, văd că sunteți foarte ambițioși și hotărâți, poate să spuneți lucrurile cum stau, să fiți mai direcții, să vă faceți respectați, să vă faceți respectați ca persoană, să vă faceți respectați acolo la locul de muncă, în ce privește locul dumneavoastră personal sau deciziile dumneavoastră, vă faceți respectați de alte persoane. Și văd că sunteți foarte porniți și hotărâți să vă faceți respectați în ce privește locul de muncă. Și sunteți și hotărâți, văd că vor veni și anumite evenimente neprevăzute în această săptămână și surprinzătoare, cu alte cuvinte, și va duce la soare. La soare va duce aceste evenimente. Dacă veți avea parte de o discuție, să știți că e binevenită, pentru că acest lucru va clarifica lucrurile în viața dumneavoastră, va duce lumină, va duce la o mai mare claritate, să spunem așa. E ca și cum va duce la o eliberare, da? În sensul că vă spune lucrurile pe nume și după aia vă veți simți ușurați. Vă veți simți, uite așa cum sunt aceste trei persoane, vă veți bucura. Da? Deci va duce la pace, cu alte cuvinte, va duce la pace. Această discuție care va veni va duce la pace, la succes. Veți străluci, vă veți bucura, văd foarte multă bucurie și succes, poate chiar și o sumă de bani și poate veți intra în contact și cu Zodia Leu. Zodii de pământ, aur, fecioară, capricorn, sau poate unii dintre voi aveți ascendent în zodia de pământ. Dar aici soarele spune că se va lumina strada noastră, va ieși soarele pe strada noastră, adică veți avea parte de bucurie, de succes, ia uitați, și multe drumuri, multă comunicare. Poate unii dintre voi va trebui să călătoriți peste hotare sau să faceți foarte multe drumuri și va trebui să țineți pasul cu aceste schimbări care vor veni, aceste noutăți care vor veni în viața dumneavoastră. Trebuie să țineți pasul pentru că vor fi rapide, da? Și va trebui să vă mișcați rapid, adică să rezolvați lucrurile, să rezolvați situațiile din viața noastră. Dar eu văd o săptămână nemaipomenită. Adică văd o săptămână unde vă veți vindeca dacă ați avut probleme de sănătate. Veți fi mai echilibrați, veți fi mai stabili, mai încrezători, vă veți lua puterea înapoi, veți decide dumneavoastră proiectele. Ia uitați că acest împărat își face proiecte și are acest spectru în mâini și deci e ca și cum puterea stă în mâinile dumneavoastră în ce privește munca sau în familia dumneavoastră, adică ține totul de voi și veți fi foarte concreți în această săptămână, picioare pe pământ și văd foarte multă stabilitate. Și în ce privește o instituție, veți primi bani și văd că veți reuși chiar și să ajungeți la acel echilibru care vi l-ați dorit de mult timp. Și văd că veți munci în această săptămână, poate unii dintre voi chiar veți face ceva nou și poate veți studia sau vă veți. Veți căuta mai multe informații în ce privește un loc de muncă, un nou loc de muncă, ceva nou. Da? Și văd că mentalul dumneavoastră va fi ager, adică veți avea parte de o minte clară. Deci nu veți avea parte de probleme, de confuzii, deci veți gândi clar în această săptămână, veți înțelege foarte ușor ceea ce trebuie să. E ca și cum veți prinde din zbor anumite informații. Veți învăța foarte bine, foarte ușor și va duce la bucurie, la succes, la soare, la lumină, la căldură, la bani, abundență. Și aici văd că vor veni acele lucruri care poate au, cum să zic eu, au fost amânate, vor veni către dumneavoastră. Și în ce privește relația de cuplu, văd că veți primi în parte de dragoste și de succes, adică foarte multă comunicare, foarte multe mesaje, da? Și poate veți comunica cu familia dumneavoastră de origine sau familia actuală. Haideți să vedem. Da, în ce privește statutul dumneavoastră, în ce privește relația, aici văd că trebuie să luați o decizie. Poate unii dintre voi veți dori să vă căsătoriți, să aduceți mai multă stabilitate sau să vă luați o casă sau
nu știu, să faceți un proiect împreună. Aici povestește de statutul dumneavoastră într-o colaborare sau la locul de muncă. Și văd că sunteți destul de stabili și unii dintre voi aveți ascendent sau luna în zodia Taur sau în ce privește persoana iubită, văd ceva de zodia Taur, în ce privește aspectul financiar, acolo doriți mai multă stabilitate, acolo trebuie să luați o decizie care ați amânat-o de ceva timp. Dar văd totuși că sunteți indeciși și nu știu, văd o indecizie aici în ce privește, în ce privesc colaborările sau contractul, contractul la locul de muncă. Văd o indecizie în ce privește poate căsătoria sau ceilalți. Nu sunteți încă deciși să faceți o schimbare la locul de muncă. Deci vă gândiți la un statut, la un loc de muncă, dar încă nu sunteți deciși să faceți acel pas, acea schimbare, care poate vi se cere din trecutul dumneavoastră. Cineva e indecis să facă anumite alegeri. Cineva e indecis să se căsătorească pentru cei care nu sunt căsătoriți. Cineva e indecis să facă acea decizie, cum vă spuneam. Haideți să vedem. 9 de monede. Da, și văd că veți dori să scăpați sau unde fugiți. Unde fugiți? Veți avea un moment în următoarea săptămână când veți sta foarte bine singur și veți dori să stați bine, adică să stați singur. Fugiți de ceva sau de cineva, nu știu, dar vă veți simți foarte bine singur, din păcate. Din păcate pentru cealaltă persoană. Dar văd că poate, da, cineva vă va spune să luați o decizie și nu sunteți deciși și acel lucru vă face să vă luați o pauză sau să amânați ceva. Pentru că văd că cineva fuge de o decizie, fuge de a lua o decizie într-o relație sau la un loc de muncă. Aici la locul de muncă văd că veți avea parte de armonie. Sau în studiile dumneavoastră, văd stabilitate. În drumurile dumneavoastră, în ce privesc relațiile cu colaboratorii dumneavoastră sau cu persoanele cu care veți intra în contact, văd că veți avea parte de armonie. Și zodia Balanță poate are un rol important sau luna octombrie, cifra 7, 8, 2 și 3. În ce privește acest cavaler de spade, doriți să faceți o clarificare cu zodia Scorpion sau în ce privește secretele. De aceea, dumneavoastră, cum vă spuneam, veți avea o parte de o discuție și o minte abilă și veți face clarificare și aici soarele. Haideți să vedem. Da, deci veți dori să sau veți auzi anumite secrete. Vi se vor spune anumite secrete, veți afla anumite secrete. Și acest lucru vă va supăra să spuneți lucrurile pe nume, să vă faceți respectați. Da, acest soare văd că poate fi anumite discuții contradictorii în familia dumneavoastră. Adică există aici, în ce privesc banii. Da, veți afla anumite secrete ce privesc banii. Sau în ce privește familia dumneavoastră. Sau la locul de muncă. Aici optul de monede spune că veți avea parte de resursele necesare pentru a pleca la drum, pentru a rezolva aceste situații. Veți avea resursele necesare, cred că veți avea parte de intrări de bani și văd că veți avea parte de resurse necesare pentru a acționa în ce privește aceste noutăți, aceste comunicări, aceste evenimente care va trebui să țineți pasul cu ele. Văd că dețineți de resursele necesare pentru a rezolva aceste probleme, pentru a rezolva aceste situații. Haideți să vedem ce sfaturi vă dau îngerii. Virtute dumnezească, îți recunoști atributele spirituale pline de iubire care încurajează pe ceilalți în creșterea lor. Aici cred că dumneavoastră încurajați foarte mult o persoană să ia o decizie. Sunteți o persoană care stați aproape persoanelor dragi și încurajați de a lua decizie, o decizie care o amână. Și aici responsabilitatea dumnezească în ce privește
o stabilitate. Ești conștient de puterea gândurilor tale și de întreaga iubire pe care o exprim. Da, dar sunteți responsabili. Trebuie să fiți mai responsabili, pentru că aici văd că cineva e indecis, indecis în a face pasul următor pentru o stabilitate mai mare sau pentru casa dumneavoastră, pentru o casă. Recunoștință dumnezească. Apreciază din plin prețioasele lecții pe care viața ți le oferă cu iubire. Trebuie să fiți recunoscător pentru lecțiile care le primiți, pentru că acest lucru vă ajută la evoluția dumneavoastră spirituală și nu numai. Adică vă ajută să creșteți. Poate nu aveți nevoie să vă spun eu, dar aici mi se spune să fiți recunoscător pentru toate evenimentele sau pentru toate experiențele prin care treceți. Pentru că văd că unii dintre voi sau nu doriți să renunțați la independența dumneavoastră, e clar. Nu doriți să renunțați la libertatea dumneavoastră. Și aici vi se spune să apreciați lecțiile acestea, pentru că vă ajută să fiți mai responsabili. Și pentru asta trebuie să fiți recunoscători. Haideți să vedem și în ce privesc relațiile dumneavoastră de iubire. Un mesaj, un sfat pentru relațiile de iubire în zodia Berbec, ascendent în zodia Berbec, pentru următoarea săptămână. În curând, spune că în curând trebuie să decizi. Cum v-am spus, trebuie să luați o decizie. În curând trebuie să decizi lucid ceea ce vrei. Ceea ce vrei să se întâmple acum. În curând trebuie să luați o decizie. O decizie în ce privește poate relația dumneavoastră. Alchimie. Există foarte mare atracție între voi doi. Există foarte multă pasiune, dorință. Vă atrageți. E ceva subtil, magnetic. Nici dumneavoastră nu știți cum există acest lucru, dar există ceva inexplicabil în ce privește relația. Și zice că dacă vă faceți dubii și îndoieli în ce privește persoana cu care sunteți acum, zice că ar putea fi persoana corectă pentru voi. Ai deja întâlnit persoana care o căutai, partenerul care îl căutai, e deja în viața dumneavoastră. Deci nu aveți de ce să vă faceți dubii și îndoieli. Că acolo dumneavoastră vă e frică. Să luați acolo o decizie. Pentru că sunt anumite discuții contradictorii, e posibil să fiți două caractere și personalități puternice și acolo pot să fie anumite discuții contradictorii și acel lucru vă e frică, de aceea nu doriți să renunțați și de aceea încă nu doriți să-l faceți pasul. Da, răspunsul la întrebarea ta este un mare da, deci nu ai de ce să te preocupi. Sau, dacă aveai doieli în dubii în ce privește locul de muncă, e un mare da. Deci, da, faceți pasul, luați acea decizie sau la locul de muncă aveți dreptate. Adevărul e de partea dumneavoastră, aveți dreptate, este un da. Deci, oamenii mei dragi, puteți să ajungeți la un echilibru, la o armonie. Dacă cineva dorește să facă, vi se cere să faceți pasul următor într-o căsătorie, aici îmi spune că puteți să-l faceți, că da, este persoana pentru dumneavoastră sau, nu știu, n-aș dori să, nu vreau să, e până la urmă libera alegere a dumneavoastră, faceți ceea ce vă spune sufletul, ce vă spune intuiția, ceea ce vă spune inima, că acel lucru este potrivit, este corect pentru dumneavoastră. Oamenii mei dragi, aceasta a fost detalarea, vă îmbrățișez și vă aștept data viitoare. Dacă nu v-ați înscris la canal, apăsați pe clopoțel și veți primi notificări pe parcurs cu ceea ce voi distribui. Doamne ajută tuturor! Numai bine! La revedere! Sănătate!